Iu bate acum cornerul, prima atingere de balon, o centrare spre Burcă care rea pe spate pentru Itu. Gol! Gol! Cotolin! Revenim cornerul bătut de Kipciu cu mingea prelungită foarte bine de Burcă, iar Itu singurel din 3 metri îl învinge fără nicio problemă pe Andrei Ureche, unde era defensiva clinceniului la această fază. Visau toți jucătorii lui Poenaru. Excelentă devierea lui Burcă, eroul CFR-ului din meciul cu FCSB. Omul cu pasa de gol, putem spune, la reușita lui.